Patru olimpici din Deva s-au înscris și participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat care se desfășoară până în 29 mai în Centrul Național Unic de Examen găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. Această sesiune este pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023. Alți doi olimpici unedoreni au preferat însă să se prezinte la sesiunea din vară. Trei elevi de la liceul cu program sportiv Cetate Deva și un elev de la Colegiul Economic Emanuel Gorsu din Hunedoara sunt sportivi de performanță și s-au prezentat la sesiunea specială de bacalaureat. Nu s-au prezentat doi elevi olimpici, dar au optat să participe la sesiunea din vară. Astăzi s-a desfășurat proba la alegere a profilului și specializării. Proba scrisă la limba și literatura română este programată mâine, 18 mai.